Odată vara, pe aproape de Moș, mă furișez din casă și mă duc ziua mea zămare la Moș Vasile, fratele tati cel mai mare, să fur niște cireșe, căci numai la dânsul și încă la vreo două locuri din sat era câte un cireș văratic, care se făcea pălea de duminica mare. Și mă chitesc eu în mine cum să o dau ca să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa omului și mă fac acere pe Ion. Ioane! Ioane! Nu răspunde nimeni. Moș Vasile! Moș Vasile! Ce acum? Mătușă mărmoară, păcănețare, mergi acasă! Și e din acolo! Eu, mătușă mică! Care mică? Mică, a lui Ștefan al Petre, nu mă cunoști, mătușă? Ei, dar te cunoaște, mătușă! Ce-ți trebuie? Am venit să-l iau pe Ion să ne ducem la soldat împreună. Uite ce zi frumoasă e afară! Ei, dar cu noi acasă, Ion, s-a dus cu moșta Vasile să-mi cea tati încotrei, să aducă niște sumani. Căci trebuie să vă spun că la Fumulești toți și fetele și băieții și femeile și bărbații și se fac multe ciguri și sumani și lăi și gelatin care se vând și pânură și busute și acolo pe loc la negustori armii. Veniți înainte zi înainte târguri, Foșcani, Bacău, Roman, Târgu Frumos și de pe aiurea, precum și pe la Iarnăroace din alte târguri. Cu asta se hrănesc mai mult humuleștenii, răzâși fără pământuri și cu negustorie din picioare. Vite, cai, porci, oi, brânză, oboi, făină de popșoi. Apoi, dar mai rămâi sănătoasă, mătușă. A fost foarte bucuroasă să te văd. Și-mi pare răbă lui vorul Ion acasă, că tare aș avea plăcerea să ne scăldăm împreună. Și să-i transmit salutări lui Ion, lui Moș Vasile. Ei, dar duci cu domnul, cu domnul. Ei, scapă, dar trebuie trebuie. Lumea crapă de lucru, dar e la scăldat. Voi nu știți pinică? Dar unde să fac pupăza? Ce-ați soare cu satului? S-a dus la Iarmaloc ca să o vândă. Nu e mult, s-a dus la scăldat fără voia mami. Ei, dar cu și-a mai prinit-o? Cireșele liniere, doamne, de când v-a visat? Și noaptea m-a visat. Ghidic s-a dus hapsân ajente, mătușă. Și de n-ar veni de grabă și mai bine așa. Și începe cărăbâni la cireșe. Știți de bune, da, voi vreți? Da. Ați vă dau și vouă, numai să nu vă spune. Și în ziua aceea